Salutare, gal, și bine ați venit la un nou episod. Suntem pe serverul Haiduci de pe Redem. Și acum, după cum vedeți, am revenit pe Redem. Salutare la toți. Dacă am făcut un videoclip înainte și nu pe ăsta. Bă, ținând cont că... Da, hai să vedem. Selectează. Da, ok, hai să intrăm. Cred că o să pun un link în descriere, dar dacă nu intrați pe Redem, deci pe platforma Redem, și vedeți scrie serverul Haiduci, vă așteptăm și pe voi acolo, o să vă de un admin Discord-ul și așa mai departe. Deocamdată oricum se lucrează, dar ceea ce mă bucură pe mine faptul e că pot efectiv să stau să mă joc. Ținând cont că n-am mai jucat de foarte mult timp, după undeva de prin martie, cred că m-am repetat la treaba asta, n-am mai jucat chiar foarte, foarte mult timp. Și atunci, ce am făcut? Uite, acum, nu, joc e normal, tot pe very high, pe ultra. Am și uitat cum e asta, cu rea arme, hai să le îmbra. Ok. Da. Nu, lasă. Ok. Mă rog, 25. Da, haide să le facem în felul următor. O să avem niște joburi, cum am zis, joburi busy, joburi hard și așa mai departe. O să fie un pic cam altceva, pentru că nu cu sistemele băieților care au fost dincolo. De acum o să fie alte sisteme, iar că trebuie să mergem în stația San Denis, da? Mi-ar fost și dor să ne apucăm pe un server, sincer, chiar, na, vă dați seama că după o perioadă destul de îndelungată nu am mai știut care ar fi fost setările, aș putea să zic, sau, mă rog, de nu pot că am și cu placa asta nouă, deja tot mi-e pe ultra, deci toate setările mi-s pe ultra. Pot o să le dau un pic mai jos, să nu mai afecteze calitatea sau eu știu, doamne ferește. Bă, acum am văzut că am luat un job legal, merg să le livrăm. Și vreau să văd ce mai... Nu, că mai e cu cărți, cu... Adică am trebuit deocamdată numai o carte avem, dar oricum trebuie să mai stăm să mai descoperim serverul. Serverul, na, ținând cont că nu e... Da, nu e chiar ca celelalte, adică cu scripturile băieților sunt scripturile alte scripturi. Dă-mi seama că o să fie și cu ilegalități, o să fie cu tot felul, da, chiar și vă aștept și pe voi, o să facem și live-uri destul de multe de aici. Vă dați seama că am avut o mare noroc, că m-am și lăsat să intru, știi? Zic, bă, na, doamne ajută, asta e. Atâta că, na, trebuie să stai la format un pic. Clar, bă, ai văzut ce ai avut item de început, ai pun cuțit și ăsta, mâncare și apă trebuie să-ți procuri tu, Redem. Toată lumea cred că știe ce înseamnă. Nu e cine știe ce greu. Acum, depinde cum o privești, na. Eu încă nu știu să le fac pe toate, dacă voi le știți sau ăsta, spuneți-mi în secțiunea de comentarii ce ar trebui să mai fac. Că na, eu am mai uitat, n-am fost chiar așa, da, cum sunteți voi, să mă joc în continuu, știi? Am și un pic de, n-am la chiar deloc, deși, da, nu, că fix acolo e camera. Deși chiar am făcut PS-uri, ținând cum că e pe ultra și un server cu multe scripturi, e chiar ok. O să facem livestream-uri când, na, o să ne permită timpul, ținând cum că trebuie să mai facem și treaba asta cu medicii de pe RCMP, unde clar puteți să intrați. De acolo nu am ieșit de facțiune și nici nu voi și chiar îmi place foarte mult, ținând cum că m-au primit băieții cu brațele deschise, astea. N-ai ce să faci, m-au pune cu brațele deschise, dar atunci când completăm task-ul sau pete, că mai intrăm pe aici, mai jucăm cu câteva zile, așa le mai combinăm între ele, că mai trece altcumva chipul. Hai să fim sinceri, cine ați apucat să vedeți treaba asta cu Redem-ul,
Ziceți că nu v-a plăcut. Ia medicul, da, și din câte am înțeles la medicul să fie altcumva. No, o să vedem noi pe viitor, poate pe alte episoade, cu plantații, cu, știi? No, vedem. Hai, da, hai să ajungem în San Denis. Bine, și acțiunea o să fie făcută în mai multe chestii, în mai multe părți, de fapt. Acum, de început, ai numai 200 de dolari, dar, na, economia e destul de mare, pentru că, na, deocamdată, asta e. Cam, asta e până deocamdată, știi ce zic? Uite, am dus-o cum asta. E ok, așteptăm să intre banii, 5-4. Stai să vedem pe unde ar mai fi. Căruță San Denis, ce e aici? Prelucrare textile. O să poți să iei, cum se numește, ceva cu animale. Văd pe aici, așa arată mapa. Deci cam așa arată mapa și urși. Din câte am mai văzut aici, manager companiei petrol, o să poți să și dai jafuri la treburile astea. Uite de ce checkpoint-uri ai. Bro, bun, pe mine m-a fascinat, ținând cont că... No. Hai să umplem serverul. Se numește... Eu să numesc așa fără, da? Deocamdată nu am animal, dar hai să vedem dacă putem să ne cumpărăm de aici, din San Denis. Să facem un episod un pic mai lung, grajduri. Hai să vedem, mamă, de banii cealaltă am asta. No. Bă, scuzați dacă scot de pe punea ventilatoriu, cum am și zis, e o căldură foarte mare, de să aveți grijă de voi, pentru că sănătatea să fim realiști pe primul loc. Căldura de la mine o să plece oricum la voi, la România. E foarte sufocant deja aerul, e foarte... Trebuie să avem cel puțin mare grijă. Că, na, nu mai e nicio joacă, de la când încep să ai probleme cu respirația sau așa mai departe, și ai grijă că chiar poți să duci la mai multe boli. Adică, totuși, nu poți să respira și cam pe acolo ești, mă înțelegi? Așa, stați cumva mai mult seara afară, nu stați pe timpul zilei, știi? Te mă poate zice că, ei, pe am început, faci mult, mă, te compost ca părinții, nu e aia, dar... De ce să te văd că mori acolo pe stradă în loc să stai liniștit acasă și să nu ai, mă înțelegi? Să n-ai mai multe. Bă, abia aștept să fie un pic seară, să vedem ce putem să facem pe aici. Hai să vedem cam ce preț are un cal. Eu n-am fost la grajduri, numai m-am apucat să fac joburile astea. Bine, puteam să mă duc la celălalt, la unde... Mamă, cum arată. Bă, adevărul că n-am mai deschide grajdul. Trader. American Paint, am înțeles. Bă, dar stați prețurile de la el? Alții. Deci cel mai mic din câte văd e 1250, așa-i? Opa. 1500, 1500, bă, da, e, da. Deocamdată 600. Opa. Mail. Nu am destul bani. M-am gândit de treaba asta. În fine. Să facem o mică... Dar nu, că o să fiu un podnoraș, o să mă omoare ăștia. Da. Deci trebuie să mergem să mai facem niște bănuți. Asta e. Nu, în fine, hai să mai mergem, că și așa am 200. A, nu, că am cheltuit din aia 200, mă. Da. No, în fine, asta e, trebuie să mai merg, să mai facem. Hai să mai merg, dacă știam treaba asta, îți dai seama că... Da. Pot să mori, sigur, pot să... E? A, e că după ce se duce energia, bine, că încă nu am mâncare la mine, nu am... Na, că dacă aș avea mâncare, îți dai seama că ar fi o altă schemă. Un sublevel? Nu. Hai că am zis direct cuvântul. Sub ID? Unde vedeți 32? Păi levelul. Acolo, din câte am înțeles, cu cât mai mare, cu atât o să ajute mai mult. Chestia de ce nu aurul, cred că știți cum se poate face rost.
E albastru, sunt niște coinuri de asta, dar din ce am înțeles pe serverul ăsta, nu o să poți, nu o să pui pay to win. Dacă vrei un exemplu să ai casă sau de asta, mergi, îl cumperi. Bine, poți să faci un tech pe discola, băieți, el spune, dar cred că mergi, îl cumperi și nu, totuși plătești că te-l pune și cam atât de tot. De nu e pay to win sau așa mai departe, toată lumea o să facă roleplay, o să trăim după roleplay. Și asta e, bă, vă dă o șansă, bro, vă dă o șansă, șansă foarte, foarte mari, mă înțelegi? Hai să vedem dacă facem noi treaba asta, ce se poate întâmpla. Ce primim de aici? Mamă, i-am luat direct asta. Ia să vedem ce putem lua de pe el. Stai. Dolari. N-am apă. Din câte văd. No, ok. Aici e băbuța. Hai să vedem pe aici. Pe aici. Ok. Eu am plecat, eu n-am fost pe aici. Gara Roots. Mamă, la Roots trebuie să merg. Ah, că e aproape, n-ai trebuit. Direct în Roots. Acolo parcă eram noi ca medic, așa -i? Nu mai știu efectul. Deci, din toate, din Blackwater, din Sandenis, din The Valentine, și celelalte, Roots, am uitat numele. După cum am știut, băi, am stat așa de mult pe joc. Încât efectiv mi-a părut rău că s-a întâmplat treaba în momentul ăla, deci crede-mă că n-a avut nicio treabă cu mine. Băi, și tot asta stăteam și mă gândeam, cum Dumnezeu, adică tu ești prieten cu fondatorul, și dintr-un rol în care tu efectiv stăteai și trăgeai în clădire la medic, trebuie să sancționezi un player OOC. Ținând cont că playerul ăla a început să tragă, a început să înjure, a început să înceapă cu toată lumea. M-am zis, băi, eu mă vedeam de treabă, mă înțelegi că făceam un episod pe vremea aia. Și am zis, zic, băi, hai că... Na, ne bucăm rapid, facem un episod. Era primul meu job când eram la poliție. Asta e, mă înțelegi? Bă, și a apărut ăla, deci... Nici nu știu, mai bine poate de dam, dar nu știi care ideea, că și dacă dai quit, nu știu. Nu am vrut să dau quit, cred că am pus așa episodul ultim atunci de la Jaf. Am zis că, bă, nici nu știu ce să fac, să dau quit sau nu, că oricum s-a pierdut, adică nu mai s-a cam luat cap. Nu dai seama că e, na, n-ai ce să faci, știi? Bă, în sfârșit, pot să stau să mă joc liniște din nou Redem. Deci, liniște, nu, liniște din nou Redem. Ținând cont că, cred că majoritatea știți ce înseamnă Redem. Pentru cine nu, puteți să vi-l cumpărați, aveți codul de pe Neva. Cred că, din câte am înțeles, acum e undeva la vreo 10 euro. E cam atât tot. Nu mai apăsați clipul pe click pe linkul de pe TikTok și de pe YouTube. Mai apăsat click, ai căutat Redem și acolo este. Aici, mă, aici, ia, roots-ul, roots-ul, roots-ul. Aia că mai am noi să facem o vizită după aia. Cred că totul roots o să fac caracterul. Dacă ați văzut la început, dacă n-ați văzut de fapt, mergeți și mai uitați-vă încă o dată. Numele caracterului ăstuia este... Da. Este... John Barbaros. Continuarea lui, de fapt. E un nume... Chiar îmi place foarte mult numele și... Na, vezi tu, asta e. Stai că nu mai știu pe unde ar fi fost. Stai. E ca așa pe undeva prin stânga. Da. Îți arată pe mapă, vezi, de acolo, na, da, pe asta e. Bă. V-am pupat, ne auzim într-un alt episod.
Da, live stream, depinde. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Și cam atât a fost treaba mea. Treaba atât a fost de fapt pe episodul, că n-am mai mult, deocamdată o să mai vedeți pe live-uri, mai vedem ce update-uri se bagă, mai o să mai discutăm, clar, dacă o să fie ceva interesant o să mai facem videoclipuri. Da, mai e închis aici, nu e mapping. Da, nu, no, nu-i conscript aici la poliție, îi dar încă aici la medici trebuie să bage. Așa că, na, aici tot timpul era la craftat la un alta. Da, asta e. Hai, bro, că merg în aici după aia, vedem. Ok, v-am pupat încă o dată. Ciao, ciao.